Bună ziua și bine v-am regăsit cu Lumbofil adevărat. Ne aflăm în crescătoria unui mare campion, Chirteș Florin. I-am promis că nu-i fac reclamă, nu nimic. Vreau doar să vă prezint un super porumbel, unul dintre cei mai buni porumbei ai României. La fond, în primul an, a avut locul 4 național tineret yearling și locul 1 la gold. Asta a fost în anul 2017, iar în 2018 a avut locul întâi național palmares fond, un porumbel deosebit, locul 5 în olimpiadă, un super porumbel de o reală valoare, cel mai bun porumbel la fond palmares din istoria Lumbofilului românești, cel mai bun porumbel la fond palmares din istoria columbofiliei românești. Ce punctaj a avut? 13,6 puncte. Un super porumbel care a clasat de la 100 la aproape 700 km. A avut loc întâi și la 300, și la 500, și la 600. De 6 ori în primii 10 național. De 6 ori în primii 10 național. Da? La normă, da. La normă. Un super porumbel. Ce sușe? Din liniile de Charlequins cu Kaufmann. Cu Kaufmann. Un super porumbel. Dacă îl poți pune să-l vedem și așa la... Un super porumbel. Super, super porumbel. Este cel mai bun porumbel pe care l-am filmat eu vreodată. De când am canalul Columbofili Adevărați. Este și bun reproducător, deja fii și fiice din el vin foarte bine. Și așa poate acum, poate nu o să fie, nu o să se superie pe mine Florin, dar a primit o sumă enormă pe el, dar mi-a spus acest porumbel l-a dat Dumnezeu, pentru că vreau să vă spun, Chirteș Florin este și un om foarte credincios. Și de asta cu greu a spus, vin la el de a primesc doar porumbelul și mulțumesc pentru asta din inimă. Unul dintre cei mai buni porumbei din istoria României la fond. Cu siguranță cel mai bun porumbel din 4 locuri de 1. Și 4 locuri de 1 pe mașină, nu pe centru, pe zonă și așa mai departe. Un porumbel cu o vitalitate super, super, super. Acum, pentru doritori care vor, ar fi disponibil din el pui? S-ar putea ca unul să scot la licitație. S-ar putea, o să aibă licitație pe ce o să ai? Pe Gold Pigeon. Pe Gold Pigeon o să ai mai mulți porumbei. Da? Mai în toamnă spre iarnă. Ok, nu vreau să întind prea mult plapă. Într-o licitație caritabilă. Într-o licitație caritabilă, ne poți spune despre... Sau nu, într-o licitație caritabilă. Doamnezi, pentru copii ne ajutorați. Da. Florin Chirteș, un om cu inimă mare, foarte mulți crescători, dar și din țară au luat porumbei de la Chirteș Florin și au avut rezultate super, super bune și la sume modice. Îți mulțumesc pe această cale că mi-ai dat și mie o sumă mai mult decât modic, așa, de o cafea, cum zici tu. Mi-ai dat un fiu din acest super porumbel, deja de anul trecut am și o pui. Bun. Îți mulțumesc pentru acest video, iar dumneavoastră nu uitați, abonați-vă la canalul Columbofili Adevărați pentru că o să aveți ce vedea. Mulțumesc, Florine! Plăcere. Vă salut!